foarte mult rămas în urmă, dar nu e mai ușor nici în alte state. Și ideea alegerii acestei teme este de a provoca și de a antrena, dacă vreți, persoanele decidente din țara noastră să ne gândim la, să începem să ne gândim la această problemă împreună și să stabilim ceea ce se potrivește pentru România. În decembrie, 11 decembrie 2013, a avut loc summitul G8, deci forumul guvernelor economiilor celor mai puternice din lume, care s-au întâlnit în 11 decembrie și care au avut ca subiect demența. Problema era găsirea unui răspuns, unei căi eficiente de a face față demenței la nivel global. S-a luat în discuție raportul OMS din 2012, care a avut ca temă demența, demența o prioritate de sănătate publică, este raportul Organizației Mondiale a Sănătății din 2012. S-a luat în discuție la această întâlnire care a avut loc la Londra impactul socioeconomic imens pe care demența îl provoacă. S-au dat 66 de recomandări statelor membre. Se pregătește acum G20. Vedeți că cam care este lansată o petiție. De ce? Pentru că, într-adevăr, în Asia Pacifică, în zonele acestea, vor fi 71% din cazurile de persoane bolnave în 2050, dar sunt populații imense a Indiei și a Chinei. Deci e o problemă deosebită, dar este iarăși pe agenda de dezbatere, va avea loc în curând. Acesta este cu Petra, din păcate nu se vede foarte bine, a planului național pentru demență pe care acum o săptămână l-a lansat Malta. După cum vedeți, acolo jos scrie, este vorba de Parlamentul lor și este pentru un document pentru consultație publică în timp de 3 luni. Adică lucrurile se mișcă. Dați-ne câteva de multe Păi noi întâi trebuie să ne adunăm să ne gândim. Deci asta este problema României. Și o să revenim la asta. Întrebările, de exemplu, care mi se pun, mi s-au solicitat, pentru că România s-a angajat să facă parte din Uniunea Europeană și să-și îngrijească cetățenii cât se poate în direcția recomandărilor. Dar întrebările, dacă aici trebuie să vă spunem, întrebările, de exemplu, numai legate de tulburările de comportament, ce se face în țara dumneavoastră, au fost un chestionar, pentru pacienții cu demență, care au tulburări psihotice, au tulburări grave de comportament, pe care familia nu-i poate îngriji acasă. Și întrebările sunt, după cum putem vedea, există o politică națională, există o echipă mobilă, există o îngrijire integrată și coordonată, există spitalizare de zi pentru persoane cu tulburări de comportament, există unități de dispensare, există secții specializate pentru tulburări de comportament în cămine spital, în spitale, în secțiile de psihiatrie, neurologie, geriatrie din spital. Noi n-am fost cuprinși, am fost numai respondenți la acest studiu, dar suntem evident, ca și Bulgaria, că o puteți vedea aici, am fost cuprinsă, cu nu de sus până jos. Deci, problema și scopul conferinței nu este să spunem că noi nu avem sau să ne plângem sau că noi n-am reușit. Nu se reușește ușor, nicăieri, mai ales într-o țară în care problemele economice sunt foarte mari și instabilitatea politică e suficient de importantă. Dar este bine ca și ne dorim ca dumneavoastră să fiți alături de noi în a convinge guvernul că această problemă trebuie luată în considerare. Asta înseamnă și sunt materiale în mapa dumneavoastră. Primul pas este hotărârea care revine numai primului ministru, indiferent cine este el, de a organiza un grup, un departament interministerial cu oameni care să vină la masă, care să fie autentic interesați în rezolvarea acestei probleme și care să găsească soluțiile adecvate pentru România, așa cum este ea, cu fondurile ei, cu resursele ei, cu mentalitățile ei și așa mai departe. Eu vreau totuși să vă atrag atenția asupra importanței problemei, poate că vă plictisesc sau tot timpul am spus acest lucru, dar să știți că nu are ori se întâmplă să vorbim cu jurnaliști care să ne întrebe, da, de ce e o prioritate? Dar e o prioritate? Atunci, cred că trebuie să discutăm. E o prioritate pentru toată lumea asta din jurul nostru. Deci, summitul Statelor Unite din septembrie 2011 a declarat demența o prioritate printre una din domeniile de prioritate. Barack Obama a dat o proclamație în care se angajează. Deci, America a considerat că dorește, din câte am înțeles noi, să aloce bani pentru cercetare. Deci ei s-au angajat ca până în 2025 să găsească și să ofere
institutelor de cercetare, în cadrul programului Brain Research for Advanced Innovative Neurotechnology, Brain, cu deadline 2025 pentru găsirea unei soluții terapeutice, măcar aceea de a amâna debutul bolii cu 2-3 ani, ceea ce ar însemna un număr de peste 22 de milioane de pacienți mai puțin la ora prezentă. Este, cred, important pentru noi toți, inclusiv pentru medici, să știm că cele patru direcții pe care și în Europa cercetarea le consideră a fi dominante sunt aceste. Iar neurodegenerarea din domeniul medical este singurul, să spunem, care de departe este aria cea mai neglijată și care ridică foarte mari probleme. O veste bună este că în această structură România a fost admisă 31 ianuarie, ceea ce înseamnă că cercetătorii români au dreptul să acceseze fondurile europene de cercetare în acest domeniu. Este meritul în foarte mare măsură a domnului profesor Băjenaru, care s-a luptat împreună cu noi, dar a reușit, și de asemenea a conducerii Ministerului Învățământului și Cercetării, care a acceptat și care s-a angajat ca România să contribuie, de fapt contribuie ca și în cadrul tuturor programele europene și cu fonduri în momentul în care noi, reprezentanții de noștri, vor fi încadrați în aceste. Și sigur, asociațiile profesionale, dacă vreți să vorbim despre România, că noi totuși facem niște lucruri, elaborează strategiile de cercetare. Dar asta este ceea ce doctorii pot să facă. Și asociațiile profesionale, nu este o angajare politică și nu e angajarea societății civile, ci e numai a doctorilor. Așa încât, revenind, și noi aveți foarte multe materiale în mapă, noi sigur că le discutăm acum, dar nu putem să intrăm în amănunte în cadrul unei asemenea întâlniri. Deci noi ne dorim să provocăm, pentru că manifestele trimise în două rânduri nu au avut niciun fel de ecou, nu am primit de la nimeni niciun fel de răspuns. În afara europarlamentarilor, care se numără printre inițiatorii, sunt semnatarii documentelor, inițiatorii programelor care susțin abordarea de către statele membre a unor planuri și mai ales a unor măsuri, în rest lucrurile nu se mișcă decât dacă intrăm într-un circuit care presupune recunoaștere, legi, alocare de buget și așa mai departe. Așa încât, îmi cer scuze dacă am vorbit mai mult, dar apelul meu personal este ca dumneavoastră mass media să abordați problemele orientându-vă spre originea afacerii lucrurilor. Deci nu se poate face de către asociații profesionale, de către organizațiile familiilor sau de către cercetători, ceea ce trebuie să facă să aibă un stat, adică o politică națională, și aceasta trebuie să demareze într-un fel. Cam asta este statul. Altfel, sigur, noi putem și aici fiecare dintre noi face foarte multe lucruri, noi putem să ne evidențiem cu inițiative care au loc în diverse zone din țară și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că avem o strategie națională și că orice om din țara asta unde știe ce are de făcut, unde să se ducă, sigur, fără să avem pretenția unor planuri elaborate ca țările foarte bogate. Cu asta chiar închei un exemplu. Portugalia nu se dă mai bine decât noi, dar Portugalia a reușit ca în 2013 să aprobe legea care permite advanced directives, adică testamentul medical, de exemplu. Nu are plan național de demență, nu are servicii sofisticate, dar uite, a evoluat puțin din punct de vedere legislativ. Sau la discuția experților în demență care a avut loc de curând, reprezentanții Cehiei au spus, deci sunt puțin mai avansați decât noi, deci sunt într-un grup de dialog, există un grup de lucru și ne-au spus foarte sincer, ne-am întâlnit de 3 ori cu reprezentanții a 7 ministere și organizații profesionale și ale pacienților și n-am căzut de acord. Fiecare ne gândim că are altă părere despre modul în care noi ar trebui să începem. Doctorii cu centre de diagnostic, Ministerul Muncii, cum ar veni la ei, consideră că întâi trebuie rezolvată problema protecției sociale și includerii sociale a acestor oameni și a familiilor lor. Și se vor întâlni până când vor găsi, probabil. Deci, acestea mi se pare niște exemple mai realiste. Din acest plan, scăzut. L-aveți în mapă. Sunt 20 de pagini. Noi câteva
poate să vorbească și ceilalți invitați și să discutăm, că poate mulți dintre ei vor răspunde la aceste lucruri, dacă sunteți de acord. Nu? Vreți să discutăm pe... Da, deci primul lucru este decizia. Primul, trebuie să fie hotărât de guvern aici. Deci aici se vorbește. Decizia primului ministru pentru înființarea... Deci dimensiunea, v-am explicat, dimensiunea fenomenului sunt niște date estimative. Dimensiunea fenomenului, trebuie să înțelegeți că toate aceste state care au trecut la un plan au făcut un primul audit. Guvernul l-a făcut. Costă foarte mult. Deci întâi trebuie să vezi ce ai în țara ta. Nu un ONG, două persoane, trei voluntari și doi pacienți. Deci o estimare, deci plecăm de la o cifră, nu este o problemă. Dar ăștia sunt pașii. Deci, în primul rând, trebuie să există o hotărâre de guvern pentru înființarea unui grup de lucru și întâi care să evalueze problemele. După care sunt grupuri de lucru, o să vedeți pe diverse probleme. Care sunt? Evaluarea resurselor pe care noi le dispunem, gradul de calificare al oamenilor, distribuția în țară, registrul național, care este una din priorități și poate că nu este atât imposibil de făcut. Deci, asta este, dacă nu se trece de acest prim pas, ne vom întâlni și la anul și încă peste 2 ani, în acea situație. Ați discutat acum legea 95, toate transformările care se vor produce în sănătate, era un moment în care este exploatat, de-abia se discută despre planul pentru dezvoltare și reforma psihiatriei. În cadrul ei intră și bătrânii cu demență, din punctul nostru de vedere, pentru un asemenea plan de îngrijire complexă socioeconomică. Dar toate sunt, toate presupun responsabilități. Păi sunt, vorbe sunt pe hârtie. Angajarea însă nu există. Deci asta nici măcar pentru psihiatrie. Deci aici nu are rost să... Și nu putem vinovăți pe cineva. Trebuie să găsim un fel de soluție. România este rămasă în urmă pe global pentru că nu se rezolvă la nivel global, la nivel de sistem la problemă. Se regăsesc din punct de vedere al serviciilor medicale. Serviciile medicale nu înseamnă rezolvarea problemei demenței. Înseamnă circuite, înseamnă integrarea cu aspectele sociale, înseamnă... Deci se regăsesc cele medicale. Sunt propuneri privind aspectele legate de diagnostic. Dar nu celelalte. Deci un departament interministerial care să abordeze demența trebuie să cuprindă 6-7 ministere, pentru că noi putem să cerem tot felul de lucruri dacă nu sunt resurse economice, dacă nu sunt resurse umane. Adică lucrurile nu sunt atât de simple. În condițiile în care 15.000 de doctori au plecat în ultimii 6 ani, ce plan facem de diagnostic în țară? Că sunt județe care n-au niciun specialist geriatru, nici eu știu câțiva specialiști. Deci, asta